Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere și cu o nouă voce, cam amigdalită. O nouă etalare despre gândurile, intențiile, dorințele, acțiunile, fricile lor. Da? Aș vrea la fiecare set de cărți, am pregătit și clarificatori. Mesaje au venit și în primul set pentru unii și în al doilea set pe care îl voi folosi. Aceștia sunt clarificatorii. Și cam asta e. Aveți de ales între 1, 2 și 3. Vă mai gândiți un pic, nu închideți. Nu săriți imediat, gata, am ales cu tare număr, pentru că mai am ceva să vă zic. Mai ales pentru cei care aleg numărul 2 sau numărul 1. Numărul 1 sau numărul 2 sunt legate între ele pentru că această carte a apărut în acest set de cărți. Evident că am pus-o unde este locul, dar are legătură, este un semnal. Cartea aceasta este un semnal că se încheie un capitol și se începe un alt capitol. Probabil că are legătură. Acum, o întrei și o vedea ce mai fi. Să vedem. Am spus că în setul următor a apărut această carte. Cartea se numește Lumea. Ori, veți vedea dacă are legătură sau ce legătură, cum faceți voi legăturile. Ori încheie personajul la care vă gândiți. Încheie un capitol cu ceva ce veți auzi la numărul 2. Ori o chestiune la distanță. Ori se naște un nou capitol cu numărul 2. Nu știu. E o chestiune legată de încheiere și început, de distanță peste hotare și apropiere, plecare, revenire, chestiuni de genul ăsta. Acum, în timp ce am amestecat, au venit foarte multe cărți. Acest personaj își dorește să vorbească, a început cu valetul de cupe, care înseamnă convorbire, înseamnă mesaj, dar un mesaj emoțional, un mesaj teoretic ar trebui să fie sincer. Dar în primul și în primul rând care se exprime într-un fel sau altul, parte din emoțiile pe care le are față de voi. Valetul de cupe. Apoi a venit 5 de băte, 4 de spade, regina de monede și 7 de băte. La capătul setului de cărți, regina de cupe și regina de spade. Oh, iar regina de cupe, extraordinar. Acest personaj este, nu știu ce semn este. Nu știu ce semn este. Unul dintre voi este semn de apă, celălalt semn de aer și mai apare și un semn de foc. Un semn de foc care are în spate o dezamăgire acasă, în familie, dar pe care o vindecă prin dragoste. Acum că e această dragoste, că e altă dragoste, legați-vă informațiile. Însă, ideea este că acest personaj simte dragoste față de voi, simte și pasiune. Ideea este că au fost niște conflicte, că nu întâmplător au apărut atâtea personaje. Poate că fiecare, într-un cuplu, există un cuplu, că am văzut 10 de monede, este un cuplu. Posibil foc, interesant, da. Posibil foc, aer, fiecare își găsește perechea sa, interesant. În aceste de cărți am două regine de cupe. Fiecare își găsește perechea sa. Într-un cuplu foc, aer, perechea sa de suflet, aș spune. Trecând peste acest mesaj, acest personaj vă simte, vă iubește, simte emoții profunde. Asta nu înseamnă că se pricepe să le exprime, că știe ce să facă cu ele. Pentru că avem în spate o regină de spade, o persoană rațională, logică, care e obișnuită să-și folosească mai degrabă mintea decât sufletul. Din acest motiv apar acest 5 de băte, conflicte. Poate nu doar din acest motiv, poate că mai sunt și alte personaje, cum a zis mai devreme. Și conflictele înseamnă și gelozie, și conflicte cu prietenii, cu familia și mai ales în interiorul acestui personaj, care și-a luat ceva timp. Ori să se vindece de niște decepții anterioare, sau și una și alta, și să-și pună în ordine gândurile, emoțiile, toate stele pe care le are și le-a avut de când vă cunoaște.
Se pare totuși că a ajuns la o concluzie. După 4 de spade apare regina de monede și 7 de bâte. Concluzia este că voi le oferiți un soi de stabilitate. Regina de bâte e o persoană foarte stabilă, creativă, independentă financiară, asumată, responsabilă. Și atunci, pe principiu că fiecare pom are roadele sale, probabil acest personaj în momentele sale de meditație a înțeles ce roade oferiți, ce roade dați în jur, nu doar lor, și altora. Și își dorește să se bucure de roadele voastre. În ce sens, nu știu, dar 7 de bâte ar putea să fie energia acestui personaj care până acum era conflictual, acum este doritor să lupte, să protejeze această ființă foarte productivă și stabilă. Și în primul rând să se lupte pentru atenția ei. Dacă voi sunteți aici, bine. Dacă sunteți stabili, vă recunoașteți. Vă recunoașteți. Ideea este că într-o relație nu avem doar stabilitate, avem și pasiune, avem și emoții. Ideea este să le avem pe toate, da? Dar e un aspect în relația dintre voi, în felul în care sunteți, probabil, care le dă un sentiment de... Care e cuvântul? Siguranță lângă voi. Lângă voi se simtă siguranță, protejați. Și atunci, eu știu de cât timp au ajuns la această concluzie, probabil că vor și să se lupte pentru voi. Hai să vedem. Odată... Tot vrea să vorbească, ia uite, cavalerul de cupe, vrea să vină să exprime, ia uite, regina de cupe, vrea să vină să exprime emoțiile, odată, de două ori, de trei ori, tăiem, ia uite, împărăteasa, dragoste multă, poate aveți a face cu cineva cu marcaj, marcaj poate să fie și ascendent și planete, nu în musai soare, în balanță sau în taur. Este că este dragoste, ia, dragoste, regele de cupe. Acest bărbat, dacă e bărbat, începe să simtă multe emoții și să vă aprecieze, să vadă valoarea pe care o aveți. Dar, eu știu, dacă o fi prea târziu, dacă mai are vreo șansă, dacă l-așteptați, eu știu, hai să vedem. Așa, pe foarte scurt, ce simte, ce gândește, ce simte, ce gândește, ce intenționează. Și cum acționează. Aș mai pune dorințe. Nu, vreau să zic că... Dați un pic timp să... Nu, am zis bine, dorințe. Ce-și dorește și de ce e frică. Și ce reușește să facă până la urmă. Nu mai separăm așa. Deci ce-și dorește și ce e frică. La capătul setului de cărți, asul de bâte. Foarte, foarte mare atracție fizică. Magnetism puternic față de voi. Nu știu dacă și voi aveți față de ei, dar ei au față de voi o atracție teribilă. Ideea este că sunt într-o situație foarte confuză. Interesant, marea preoteasă a venit invers. Și judecata invers. Da, încă nu știu să gândească. Nu pot să gândească. Corect. Nu pot să vină înspre voi cu 8 de bâte, nu pot să vină, nu găsesc, nu se conectează la intuiția lor și încă nu au discernământ într-o situație, aș spune. Într-o situație, da, apare 7 de cupe, confuzii, au opțiuni, au multe lucruri de făcut, eu știu, și există acest 8 de spade, care înseamnă încarcerare. E un cuvânt foarte puternic. E încarcerare mentală. Dar poate să fie și fizică. Sentimentul că nu poți să ieși dintr-un loc. Că ești legat de mâini și de picioare din cauza, eu știu, unor gânduri, unor cuvinte spuse de alții către persoană, spuse de persoană către, eu știu, sine. Sentimentul că nu găsește variante, cum să inițieze casul de bâte înseamnă inițiere. Cum să inițieze, nu știu, primii pași ca să își găsească
ca să creeze ceva din acest foc interior. E un foc imens care depășește capacitatea persoanei de înțelegere. Ce se întâmplă cu această atracție? Ce simte? 8 de monede. Ce gândește justiția? Ce era intenționează? Turnul să clarificăm și cum acționează, da? Asul de spade. Marcaj puternic pe semne de aer, în special ceva, foc, am văzut mai devreme, și apă și pământ, toate semnele sunt oricum. Ce își dorește? Cavalerul de cupe pe care l-am văzut să exprime emoțiile sale și de ce e frică de roata norocului. E frică să iasă din confort. E frică să schimbe energia. 8 de spade aici este. Își dorește, dar e frică. E o luptă interioară. Am văzut 5 de bâte mai devreme. E o luptă interioară. Deocamdată muncește. Cu emoțiile sale. E o muncă de transformare. Încearcă eventual să fugă și de emoții prin muncă, posibil și asta. Dar e o variantă pentru că dacă vrei să ai succes în muncă, fără emoții nu poți să ai, da? Aici avem monede. Emoțiile reprezintă apa, aici e pământ. Apa și pământul se îmbină. Bine. Împreună. Așadar, și dacă ar fugi de emoții în muncă, e o soluție bună până la urmă. Decât 8 de spade, decât să stea în această energie, mai bine să muncească, pentru că muncind pot să vină idei. Apar scânteie, știi, scânteie, nu știu ce idei vin. Dar o să clarificăm. E o carte, o să fac despre emoții mai mult, cât de curând. Poate unii dintre voi v-ați întâlnit la locul de muncă. Poate, al unuia, al altuia. Acum, ce gândește? Că trebuie să fie corect. Față de cine? Nu știu. Față de ei? Față de voi? Față de alte persoane? E o chestiune de corectitudine. Și văd că se repetă și prin asul de spade. Pentru că vor să vină să comunice un adevăr. Posibil să fie și căsătoriți și să acțiunile lor să fie influențate și de o căsătorie și de un contract la locul de muncă. Vedem și la clarificări. Dar intenționează să treacă prin acest turn. Adică au ajuns totuși la înțelegerea că nu pot să le evite. Poate că le evită de foarte mult timp acest turn. Turnul însemnând prăbușirea unui întreg sistem. Eu știu. Sau stil de viață. Un stil de viață. Un fel de a fi. Un loc. Sau mai bine zis, eliberarea, că tot nu înseamnă și separare. Eliberarea, separarea de un loc în care au stat din confort. Dintr-un fals confort. Și au rămas, interesant, încarcerați în această viață confuză. Confuză. O să clarificăm, evident. Am spus că își doresc foarte mult să exprime Cavalerul de Cupe, să fie romantic eventual cu voi, dacă reușesc, câți reușesc, pentru că voi știți persoana. Sau, dacă nu romantici, măcar să vă invite undeva și să-și exprime parte din emoții. Dar interesant, roata norocului, care e o arcană majoră, foarte puternică. Toate arcanele majore sunt puternice, da? Aveți deja 3 și un as. Personajul trece prin niște transformări și 8 și tur trece prin niște transformări imposibil de exprimat în cuvinte. Niște drame interioare și nu doar interioare, probabil și financiare, probabil că și contractuale, relaționale, conflicte mentale. Ce este adevărat? Ce este bine pentru mine și pentru ceilalți? Cum poate să-mi fie și mie bine să le fie bine și altora? Sunt situații complicate. Da, este teamă de această schimbare.
E conștient că, sau conștientă că trebuie să treacă prin această transformare, dar îi este și frică. Dar recunoaștem senzația, pentru că toți am trecut prin chestiile astea. Știi că trebuie să treci printr-o transformare, dar ți-e frică. Că nu știi unde duce. Nu știi unde duce. Hai să și clarificăm. 6 de cupe își dorește, dacă sunteți într-o tăcere, pentru că turnul este separare și tăcere. Probabil că aici este interesant, dorința de împăcare, de echilibrare a unei situații într-o formă sau alta, printr-un comentariu, printr-un contact, printr-un contact verbal, aș spune, da? Oral. Se dorește comunicarea nu doar a emoțiilor, ci și a unor concluzii la care a ajuns. Acest personaj își dorește o nouă etapă în viața lor cu voi, asul de bâte și asul de spade. Cum va fi această etapă? Eu o văd într-un fel, voi o vedeți altfel sau poate nu o vedeți. Nu știu. Ideea este că își doresc împăcare. Se simt în continuare atrași. Am văzut asul de spade. Uite, asul de spade de, spade de dor. Vreau să zic, să zic asul de bâte. Se simt foarte atrași de voi. Extrem de atrași. Dar sunt niște lucruri care încă nu s-au spus. Și lucrurile care s-au spus, voi știți ce ați discutat până acum? Aici apare judecata normal. În partea cealaltă nu. Probabil că în relațiile anterioare nu au gândit corect, s-au îndepărtat de intuiția lor, s-au îndepărtat de aspectele lor mai subtile, emoționale, spirituale. Acum ar fi o trezire la dorința de a fi și oameni stabili. Am văzut regina de monede, acum apare regele de monede, de a fi oameni stabili, eventual prin puterea exemplului vostru. Asul de spade, da? Hai să clarificăm. Ce simte? 8. Clarificăm 8 de monede pentru numărul 1. Ia uite, extra o justiția și 8 de spade. Încearcă să se echilibreze. Iar contract la locul de muncă, justiția reprezintă contract. Și avem 8 de monede. E un contract la locul de muncă care îi ține pe loc. Dintr-un punct de vedere. Hai să mai vedem. Ce simte? Și creează conflict. Probabil, ia uite, au multe responsabilități. Se izolează acolo pentru că au foarte multe de făcut. Să vedem. Justiția clarifică, se gândește. Împăratul. Probabil ca un șef de care depind sau poate că ei sunt șefi în acel contract și au foarte multe responsabilități. Și nu își permit să fie prea emoționali, prea sentimentali. Spiritual nu mai vorbim. Unii dintre ei. Acum, în cazul în care știți că n-au un job așa de important, poate că unii dintre ei sunt căsătoriți, pare justiția de două ori, și trebuie să muncească pentru familie și sunt blocați acolo, în această căsătorie. Ia, jonglează. Jonglează din punct de vedere financiar. Nu neapărat că ar jongla între voi și alte persoane, dar trebuie tot timpul să-și echilibreze energiile, pentru că trebuie să își păstreze, știu, o poziție. Hai, clarificăm turnul. Clarificăm turnul. Ce intenționează? Turnul. Ia. Împărăteasa. Wow! Regina de spade? Ar putea să fie un divorț? Marcaj puternic pe balanță. Foarte puternic marcaj pe balanță. Acum, ce intenționează față de voi? În primul rând să vină să comunice
că vă văd perechea lor, împăratul și împărăteasa, mai răruți. Mai răruți, iau-te, regina de cupe, că au multe emoții. Este adevărul, apropo de comunicare. Ăsta e adevărul pe care, da. Și munca, vor să muncească în relație. Ups, iau-te, relație, apropo. Nici n-am spus bine cuvântul că a apărut și cartea. Vor să muncească în relație. Pentru acea, consideră că sunteți flăcări gemene, să fi interesat. Nu știu când, că văd că muncește tot timpul. Veți afla, eventual, dacă îi lăsați să vorbească. Asul de spade. Clarificăm asul de spade pentru numărul 1. Cum acționează? Foc de cupe. În o parte. Da, vor să vină totuși. A fost o perioadă de tăcere. În care, da, interesant, da, a fost o perioadă de separare între voi, poate că încă mai este, pe care vor să o încheie cât de curând. Dar hai să mai vedem încă o carte. 8 de cupe, clarificăm 8 de cupe pentru asul de spade. Clarificăm 8 de cupe. Cam multe, da? Asta e. Pe care să o pun? 8 de cupe. 2 de băte. Regina de băte. Ce mai e pe aici? Regele de monede. Cavalerul de spade, ar spune. Iar marcașul puternic pe semn de aer, care simte nevoia să-și manifeste aspecte care țin de pasiune în relație cu voi și să devină tot în relație cu voi, aș spune mai bine să demonstreze că pot să stea alături de voi. Să fie stabil, responsabil în relație cu voi. Nu vor să-și mai ascundă lacrimile. Au probabil că au ascuns faptul că au regretat că v-au părăsit. 9 de monede. Probabil că voi sunteți independente. Acum apăreți 9 de monede, mai devreme a fost regina de monede. Unul dintre voi este independent. Și probabil a fost părăsit pentru familie, pentru contract, pentru alte opțiuni, în cauza unor confuzii. Clarificăm cavalerul de cupe. Ce-și dorește? Turnul. Da, va veni drumul neașteptat să comunice. Că vă iubește? Ufa! Cavalerul de cupe, asta face, e romantic. Nu știu cât de romantic va veni din gura unui împărat sau unei persoane tradiționale, autoritare sau sobre într-o formă sau alta, dar acest personaj încearcă. Va veni într-un mod neașteptat așa. Vrea să vă surprindă. Asta e, să vă surprindă. Asta își dorește, să vă șocheze. Intenția este să vă șocheze și apare și în poziția dorințelor, intenții, dorințe. Dar ce e frică? Clarificăm rata norocului. De ce e frică? Da. Roata norocului reprezintă, a apărut cartea în timp ce vreau să zic, reprezintă și timpul divin. E frică? Aici este. E frică că nu mai are timp. Că a trecut timpul. Probabil că a amânat foarte mult. Și a apărut. Ați văzut cum am putut. Pentru că eu vreau să vorbesc și a apărut și cartea care îmi confirmă. Îi este frică că acea întâlnire dintre voi, șocantă, și momentul în care va veni, ar putea să fie prea târziu și ar putea să fie refuzați. Asta e. Pentru că așteptarea, trei de bute,
Așteptarea, distanța, deja a creat toxicitate. Obsesii pentru ei, probabil, dar ca atmosferă s-au creat niște stări neplăcute, cel puțin neplăcute. Deci ce vor să facă? Am zis că vor să se... Aș spune, au avut o perioadă în care trebuiau să aleagă. Știți mai bine, da? Și justiția în sine alege, cântărește, judecă. Avem de două ori justiția, am văzut mai devreme, discernământul n-a funcționat, nici intuiția, nici discernământul n-a funcționat tocmai bine în viața lor. Poate chiar la un moment dat când v-au întâlnit pe voi, doi de cupe. Pentru că ați fost altfel, posibil că sunteți foarte diferiți, diferite. Sunt interesant cum a apărut un nou capitol apropo de lumea despre care am vorbit. Sunteți un nou capitol în viața lor. Sunteți ceva ce n-au mai experimentat și probabil că atunci n-au înțeles foarte bine. De-aia le-a trebuit timp, au lucrat. Lucrează. 2 de 8 se transformă mental și, aș spune, și emoțional. Justiția are și o latură emoțională a ei. Chiar dacă foarte mulți nu înțeleg și acest aspect. Dar trebuie să fie în echilibru, da? Deci au trebuit să aleagă între a se detașa, sau mai bine zis, au trebuit să se detașeze ca să fie apți să aleagă. Asta vor să vă transmită. A trebuit să mă detașez emoțional pentru că n-am putut să gândesc corect, a trebuit să-mi găsesc adevărul. Într-un fel, au dreptate. Acum, în cât timp s-a întâmplat sau se întâmplă, rămâne de văzut. Acum am ales. Acum am ales. Să vin tot așa neașteptat. Va veni într-un mod neașteptat. Șocant. Și să exprime. Vreau să fiu. Poate unele veți fi cerute în căsătorie. Regele de monede, soțul ideal, împărat într-o anumită formă, este un personaj asumat de casă, că e patru, e casa, da? Voi aici sunteți împărătese din punctul lor de vedere, regine de bâte, foarte pasionale, foarte seducătoare și oricând o poate lua altcineva, nu? Și de ce să mai aștepte? Dar se pare că au așteptat foarte mult. Rămâne de văzut. Ce faceți voi? Până la urmă ce reușește? 10 de cupe. Ce reușește să facă acest personaj? Ce de cupe poate să fie o iluzie? Hai să și clarificăm. Un vis frumos. Sau să se bucure de întâlnirea cu voi și să... Hai să vedem totuși. Clarificăm 10 de cupe. Ce reușesc să facă acești oameni? Când vă veți întâlni? Sau în această perioadă, eu știu, când va fi aceste 10 de cupe? Judecata. Ce reușesc să fac? În primul rând se vindecă de niște decepții. Decepții care poate nici nu țin de voi. Mai dăm o carte pe judecată. Clarificăm judecată. Și remit-o. Aș spune că 10 de cupe rămâne un ideal de atins. Nu știu în cât timp. Depinde și de voi ce se va întâmpla în momentul în care vă veți întâlni. Astea sunt gândurile și intențiile lor. Nu stabilesc timpul pentru că timpul e o problemă la acest personaj. Pentru acest personaj timpul nu este aliatul lor. Poate că e mai pasiv. Cu 8 de spade și cu 8 de monede e pasiv. Nu e totuși un personaj de acțiune. Până la urmă și acțiunile se manifestă mai degrabă ca niște gânduri. Dintre toate cărțile prezente, ca și acțiune, aveți un cavaler de spade. În restul toate sunt gânduri, sunt emoții, sunt planuri. Ce aș vrea să fiu, ce ești, că mă animă, inspiri, regină, împărăteasă, ce frumoasă ești, ce pasiune simt, dar nu sunt acțiuni. Își dorește să acționeze.
Își dorește. Da. Rabia mă n-ai zis asta. Rămâne de văzut când va acționa și repet, pentru că este așa, va acționa într-un mod... Nici el nu poate să zică, el sau ea nu poate să zică când acționează. Pentru că nu știe. Nu, e ceva... ce nu poate fi planificat. Da. Ce reușește să facă? Deocamdată stă și analizează. Că am început cu transformări, cu 8 de monede, 8 de spade, măcar dar ieși din acest 8 de spade. Mai bine să fii în călătoria ta prin întuneric cu felinarul aprins decât să stai în această cușcă mentală, în lanțuri. Da? Nu vrei așa ceva. Nu vrei așa ceva. Deocamdată analizează, judecă, două cărți care gândesc, dar sunt și foarte spirituale. Eremitul. Fecioara care caută detalii. Eventual învață să asculte intuiția, că mai devreme marea preoteasă era invers. Învață să asculte intuiția, să vadă semnele din jur. Și poate aceste lucruri să îl o facă să spere. 10 de cupe rămâne un ideal de atins împreună cu voi. Poate are vreun vis, vreo, eu știu ce. Ca și reușită totuși. Ce face până la urmă? Ok, ce vrei, ce aia, ce aia, dar până la urmă ce faci? A, acesta se va manifesta, asul de spade, nu se știe când, dar deocamdată în această perioadă e tăcere, e judecată, e cântărire și visare. Da? E oarecare și obsesie sexuală, dar iau de 7 de cupe. Visează să fie cu voi. Acum, nu știu, vrabia mă mai visează, zic și eu. Mai glumesc. Hai că o să aranjez cărțile după ce fac etalările. Nu stau acum să le pun în ordine. Și sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau! Numărul 2. Cei care ați ales aceste de cărți și am și clarificatori. Ia, mesaj ceva? Nu, aici nu e niciun mesaj. Nu, pe bune! Aici nu avem mesaj. Aici? Ah, la clarificatori. Eremitul, tăcere, însingurare. Poate e tăcere și între voi. E o însingurare. Acest personaj trebuie să-și înfrunte demonii. Și, între timp, să lucreze la finanțele sale. Pentru că vrea să se bucure de dragoste, regele de cupe. Dar dragostea fără stabilitate, da? Fără monede? Am zis eu, apă și pământ, nu se poate. Apă fără pământ, dar apă și pământ împreună dau bine. Aici e ideea. Dacă e tăcere, este necesară ca să se concentreze pe muncă. Dacă nu vorbește cu voi, nu vorbește pentru că trebuie să se concentreze pe muncă. Poate să fie o muncă pe care iubește foarte mult, care aduce multă bucurie și alinare și face parte din misiunea sa, aș spune. Poate vindecă prin această muncă. Dar, trecând peste acest aspect, care poate nu e valabil la toți, ce simte față de voi, aș spune că simte multe emoții. Dar aș spune că e o atitudine matură, până la urmă. Dar vedeți voi că uneori în viață trebuie să mai și riscăm. Bine, știu și eu vorbesc, acum nu înseamnă că și fac. Dar, în principiu, uneori trebuie să mai și riscăm. Că dacă luăm așa lucrurile ca la carte, pierdem multe ocazii. Zice și ela. Zice și ela. Da, zic. Că așa este. Hai să vedem o dată. Moartea. Și renașterea 2 de monede. Da, acest personaj intră într-o perioadă de transformare. Am văzut eremitul. Într-o perioadă foarte grea. Foarte grea. Am zis că își înfruntă demonii. Fricile.
Se transformă, dar ce frumoasă e această carte, vedeți? Este o stea aici, are naște o stea, poate se va naște o figură publică, că prea depune multă muncă. Ea trebuie să muncească eventual la două joburi sau în două direcții, două case, două situații. La una va renunța la un moment dat, dar deocamdată este într-un du-te vino, aș spune. Interesant ce mai simt. În această muncă de transformare, acest personaj lucrează și cu aspecte care țin de emoții, de spiritual, că am văzut regele de cupe, și cu aspecte care țin de material, că am văzut 8 de monede. Și eremitul iar e spiritual în forma sa. Până acum ce am avut semnale, fecioară, am avut scorpion și regele de cupe, pești, rac. Poate să fie și capricorn și taur, dar în mod special fecioară, da? Ia uite, un sentiment de abandon, de însingurare și poate și probleme financiare. Hai să ne concentrăm odată. Ia uite, nouă de cupe. Trebuie să se iubească. Trebuie să învețe ce respectul față de sine odată. De două ori și de trei ori. Scuzați-mi vocea, am amigdalită. Am zis că trece prin niște drame, 10 de spade, niște drame foarte mari. Să învețe să se iubească, să se vindece, că nu putem să așteptăm pe ceilalți să ne ofere dragoste dacă noi nu știm ce să facem cu dragostea, nu? Ce simte, nu? De monede. Nevoia să fie independenția. Ce gândește? Cum era? Ce simte, ce gândește, ce intenționează? Da, e prin transformare. Cum acționează. Deocamdată de-abia vede lucrurile într-o nouă perspectivă. O să și clarificăm. Ce își dorește? Regele de cupe. Își dorește să fie un personaj sensibil, iubitor, să-și simtă și să-și exprime emoțiile, dar într-un mod elegant, echilibrat. Își dorește asta. Și cu voi, evident, nu doar cu mama, cu tata, da? Și cu voi. Și își dorește, de ce e frică? 6 de monede. O să vedem de ce. 6 de monede e o carte bună. De ce i-ar fi frică? A, că nu va primi reciprocitate eventual. Așa, ce reușește să facă? Avem și clarificator la capătul setului de cărți. Marele preot apare și zodia taurului și lumea. E un nou capitol. Pentru acest personaj, un nou capitol. Ia uite, ce frumos. Se naște o nouă ființă. În sufletul acestui om, bărbat, femeie, nu știu, o nouă ființă care duce către lumină, către independență financiară, dar nu doar financiară. Este și spiritual, aici este Uliu, este Horus, iubitul meu Horus, care îi atrage către noi dimensiuni, noi aspecte ale lor. Acum, eu știu, poate voi le arătați calea, nu știu. Sau pur și simplu, vedeți voi, una e să arăți. Cine e profesor înțelege. Vorbești din perspectiva profesorului. Arăți, dar până nu face elevul cu mâna sa exercițiul respectiv, până nu învață el și până nu înțelege și ce a făcut și ce a învățat, nu e suficient, vedeți? Arăți. Dar fiecare are de făcut lucrarea sa, nu întâmplător a apărut eremitul. Trebuie să... Și aici e o altă cărare, tot prin întuneric. Are niște bagaje de eliberat ca să fie... Ia uite, iar călătorie. Și am văzut și 10 de spade. E într-o călătorie spirituală, noaptea întunecată a sufletului, așa se numește. Nu contează ce se vede în public. Eu vorbesc ce este în sine acestui personaj în această perioadă. Dar e frumos. Am zis, un nou capitol se naște, o nouă lume. Poate începe să se conecteze, să facă călătorii astrale. Stairway to Heaven, da? Să călătorească în alte dimensiuni, să citească, să se documenteze, să simtă că e și altceva, nu doar fizic, nu doar muncă, distracții, bani, sex, chestii, da? Dar ce simte? Eventual față de voi, 9 de monede. Am zis, poate inspirați, poate voi sunteți independente sau independenți și inspirați. E o energie pură aici, îmbrăcată în alb, da? Aici sunteți voi lumină.
și 9 de monede arată calea prin rezultatele sale personale. Doamnelor, dacă sunteți singure, dați-mi semnal. Sunteți genul, aici, 9 de monede, este genul de personaj care nu este frică să fie singur. Știe care de făcut cu tare, mai are de citit o carte, mai are de mers la fitness, ar trebui și eu să merg, recunosc. Sau dacă nu mergi la fitness, te duci la un club de, eu știu, yoga, faci meditații sau poți să faci meditații acasă, no problem. Ai multe de făcut. Mai ai de făcut bani, poți să faci bani și din aia și din aia și din aia. Ai foarte multe. Ce bine să fii singur uneori. Chiar e bine. Și atunci înțelegem. Iar semnul zodia fecioare sau cineva cu aspecte în zodia fecioare sau aspecte pe casa a șasea. În fiecare zi aveți niște lucruri interesante de făcut. Dacă ați fi în relație cu cineva în acest moment, ați mai avea atâtea realizări, că a trebuit să le oferiți lor energie. De-aia relațiile sunt conflictuale, sunt provocatoare uneori. Și trebuie să ai personajele potrivite lângă tine, ca să poți să menții individualitatea și succesurile și da. Ce simt? Dacă voi sunteți femei independente sau bărbați, nu contează, sunteți o inspirație. Și asta înseamnă că își doresc să fie și ei la fel. Și pentru asta trebuie să renunțe la 10 de bâte, la relații apăsătoare, la drumuri apăsătoare, la la o karmă grea. Au de trecut un munte, poate l-au trecut, să sperăm că l-au trecut, pentru că acum apare în gânduri, apare un munte. E un obstacol interesant. Dar interesant că tocmai l-au trecut. Poate ei încă se simt obosiți. Așa străguți vin mesajul. Probabil că sunt epuizați. Nu e ușor să treci muntele, da? Și a fiori. 3 de bâte văd aici, 3 flăcări. Poate a avut totuși interesant. Poate ați comunicat de 3 ori într-un anumit fel și le-ați mai luminat calea. Poate ceva între voi sau poate au niște ghizi, în fine. Dar muntele deja a fost trecut. Acum interesant, este o apă. Trebuie să-și înfrunte emoțiile. O să vedem și la clarificare. Altă eliberare. Vor să se elibereze de niște emoții negative. Posibil au o relație karmică, aici o pasiune. O relație karmică care i-a pus pe drumuri. Relație karmică poate să însemne și profesională și familiară, dar evident că poate să fie și sentimentală. E o relație acum, intenția este... Gânduri, da? Gânduri și intenții. Adică nu doar e un gând, chiar vor să facă chestia asta. Să meargă către soare, către lumină. Pentru că voi sunteți aici în lumină. Sau cine este? Probabil că ei simt că pot să fie și ei ca voi. Eu cred că aici sunteți voi, pentru că aici este energia lor destul de... Și vor să fie, iaute, vor să fie într-un soare. Soricelul lor, soare în suflet. Cum acționează? Deocamdată nu acționează. E spânzurat. În aparență stau pe loc, dar e o aparență, pentru că acțiunea este interioară, este energetică. Încep să vadă soarele ăla, să-l simtă. Vedeți voi, pentru cei care aveți lecturi spirituale, știți că prezentul sau viitorul e deja în prezent. Pentru cei care știți ce înseamnă manifestare, da? Probabil că aici lucrează. Primesc informații, apropo de la ghizilor spirituali, primesc informații, primesc semne, visuri, vise, de zi, visuri, de noapte. Învață să creadă. Și să vadă lucrurile dintr-o nouă perspectivă. Mai, și ce interesantă, e lumea dintr-o altă perspectivă. Am zis ce-și doresc regele de cupe. Vor să
să iubească, să se bucure de o iubire profundă, probabil cu voi, împreună cu voi. Dar de ce le e teamă? Probabil că din cauza acestor situații apăsătoare le este teamă că nu o să primească reciprocitate. Ori aceste eliberări implică niște chestiuni financiare, că am văzut 8 de monede și eremitul, și nu știu dacă pot să vă ofere vouă în această perioadă ceea ce meritați, pentru că meritați foarte mult. Preîmpărăteasa, da? Și le este frică că ei vin cu mai puțin decât ați merita voi, aș spune, sau că poate nu o să le oferiți voi timp și o să trăiască iar, o să vedem și la clarificări, relații discordante. Și nu spune musai din punct de vedere financiar, pentru că nu tot timpul putem să punem toți jumate-jumate din, da? Odată dă unul mai mult, odată dă altul mai puțin și în altă situație se schimbă capacitatea de a oferi a celuilalt. Înțelegeți ce vreau să spun. Nu în fiecare situație dai jumătate. Jumătatea asta se calculează la sfârșit. Ai dat aproximativ? Dacă ai dat aproximativ, asta e cel mai important. Dar e o teamă. 6. Iar această teamă e legată de drum. Interesant. Poate dau de făcut niște drumuri pentru bani. Poate să le fie teamă că vor să vă ofere. Interesant. Ar putea, vedem la clarificare, dar transmit mesajul acum până nu uit. Probabil că vor să vă ofere ceva și le este teamă că nu o să fie primit. Nu știu. Hai să vedem. Hai să clarificăm. 9 de monede. Cavalerul de bâte invers. Acest personaj ce simte? Ia să iau celelalte, să scot celelalte clarificări și apoi mă explic. Cavalerul de bâte invers. Până se explică cavalerul de bâte, pentru că vreau contextul, spun acum că o să se ducă aceste cărți. Întâlnirea dintre voi s-a produs. E o întâlnire foarte specială care aduce dragoste, aduce echilibru, este predestinată unui anume tip de succes. Dar în cât timp se ajunge acolo rămâne de văzut. Hai să clarificăm 10 de bâte. Regele de monede și regele de spade, mamă, mai figuri masculine și diavolul. Probabil că a avut o influență masculină foarte... Ori două personaje masculine, nu știu despre ce vorbesc bărbat-femeie aici, care le-a apăsat existența, foarte toxici, poate chiar unul dintre ei, poate chiar violent. Sau violent verbal. Și de aceste personaje trebuie să se elibereze. Și apoi să se elibereze ca să devină ei niște oameni responsabili, echilibrați financiar, regele de monede și înțelepți, aș spune, cu regele de spade. Nu că ar fi și regele de monede că n-ar fi înțelept, dar calitatea lui în mod special este... independența financiară. Acestuia este autonomia mentală. Un personaj care gândește cu capul său, fără să se mai lasă influențat, discerne ce este bine. Eventual ce este bine din punct de vedere financiar, ce este bine din punct de vedere relațional, ce este bine din punct de vedere emoțional, iar energii masculine. În mod special. Hai să mai vedem. Clarificăm 8 de cupe ca intenție. Ce e aici? Îndrăgostiții. Stai că a mai apărut o carte și valetul de spade.
Da, trebuie să aleagă. Între a comunica cu voi sau și a se concentra pe această transformare emoțională sau a se detașa de voi. Dar detașarea nu este ca să se ducă în alte direcții, cât ca să se regăsească pe ei. Intenția este, trebuie să aleagă. Hai să vedem spânzuratul. Sunt conflicte mentale, gânduri, influențele unor oameni. Spânzuratul. Clarificăm spânzuratul. Cum acționează. Împăratul. Interesant. Mai dăm o carte. Judecata. Ceva renaște în ei. Cred că judecata și 10 de spade l-am mai văzut, nu? Da, trebuie să lase în urmă trădările. 10 de bâte, 10 de spade și să renască. Și aici este, au o nouă viziune. Aici este acțiunea lor. Nu o să o vedeți. O să o simțiți cândva. Iar sunt cărți care nu reprezintă mișcarea în sine. Împăratul stă în casa patra. De un personaj care vrea. Probabil vorbesc despre un bărbat. Sunt multe cărți masculine aici. Care începe să se vadă. Oh, da. Acum înțeleg. Acum se leagă de ce apare. S-a prins lumina? Dați-mi un pic voie să apare lumina. Deci acest personaj cu cavalerul de bâte invers, probabil că era, pe vremuri, până să vă cunoască pe voi, un jucăuș, un jucător, un cavaler, dar mai puțin decât cavaler. Cavalerii mai riscă, au și calități frumoase, sunt cuceritori. Probabil că acest personaj n-a cucerit nimic. Cavalerul de bâte. Oh, da. Uf, n-a cucerit nimic. Nici măcar pe el nu s-a cucerit. De-aia am zis 8 de cupe. Această detașare este foarte necesară. Poate să fie de un... focul acesta să fie o atitudine prea sexuală în viața sa versus o atitudine în conștiință. Soarele este... energie masculină, da? Divină. Oh. Și în relație cu voi, doamnelor, eventual, poate să fie și invers, dar, în fine. Ce diferență, da? Măcar dacă ar fi fost un jucător, pentru că jucătorii au tactică și știu să câștige, dar nici măcar asta. Ceva de genul jucător la calculator. Sau hai să mai mă duc eu din când în când mai văd un meci și sunt un mare fan al sportului, ceva de genul ăsta. Poate și altfel de sport. Pe termen scurt. Fără consistență. Era bine dacă era cavaler de bâte. Nici măcar așa. Și acum, în preajma acestei 9 de monede, preîmpărăteasă. Apare, mă mir că n-a apărut turnul. Dar apare ceva. Se întâmplă ceva. Ideea este că apare aici ca și acțiune. Am zis, în aparență, aveți impresia că nu face nimic, dar acest personaj începe să-și dorească, să iubească, să se simtă, să simtă iubire, știe că nu merită și atunci vrea să devină versiunea sa superioară, împăratul sau bărbatul divin. Și atunci, deja sunt 3 bărbați. Mai lipsește regele de bâte care deocamdată n-are cum să fie până nu răstoarnă această energie, da? Cum să-ți urmezi pasiunea când tu nici nu știi pentru ce ai pasiune, da? Și când vezi acest personaj, ia uite mă că te face, ce îi place să facă și cu tare și cu tare și cu tare. Asta simte. Probabil că aceste flăcări au fost avertizări ale voastre, nu știu, momente, scântei în care ceva s-a produs.
Dorința de eliberare de trecut, de drumurile fără sens, de manifestare. Vedeți ce diferență? Aici un personaj comun. Și aici sunt doi regi. Oameni de înaltă clasă. Oameni care știu ce vor. Știu că trebuie să fie corect, să fie înțelepți, că știu că trebuie să fie asumat, să-i protejeze pe ceilalți, să facă bani la afacerea lor, apropo de nouă de monede, da? Cum pot să stea lângă voi dacă nu sunt regi de monede? Aici e problema, frica, că ei vin cu prea puțin și voi cu prea mult. Dar interesant, 9 și cu 1, 10, aș spune că undeva, vedeți cărțile, undeva în subtil și-ar dori măcar o colaborare, dacă nu chiar o căsătorie. Dar, cine știe? Poate asta prin visuri. Da. Deocamdată, intenția este, dragostea aceasta îi pune într-o situație foarte specială de a alege. Aș spune că fiecare alegere are partea ei bună. Una reprezintă comunicarea și se va manifesta la un moment dat și comunicarea cu voi. Și nu doar comunicarea. Să învețe să cerceteze. Cavaletul de spade cercetează, se informează, da? Cum poți să ajungi acolo dacă nu te informezi? E o alegere, da? Și cealaltă, foarte importantă și ea, 8 de cupe merge către 9, către soare, către energia sa divină, către creștere spirituală, către stimă și dragoste față de ce? Dragoste o vrea. Asta își dorește. Hai să vedem în continuare. Și cum acționează? Deocamdată încearcă să se controleze, încearcă, dar în sensul că dacă voi vedeți că sunt oameni controlați, să știți că până acum nu au fost. Până acum nu au fost controlați. Și asta este un mare pas, aș spune. Pentru că asta e, gândesc că lângă voi trebuie să fie, da, lângă o asemenea femeie trebuie să fie bărbați. Nu? Păi, hai să vedem, clarificăm regele de cupe. Ce-și dorește? 10 de bâte. Dragostea asta e consumă. 10 de bâte apare și aici. Dar aș spune că și inspiră. Și regina de bâte. Și nouă de monede. Aici sunteți voi și marele preot. Ia uite, voi sunteți cei care îi ghidați, le arătați ce înseamnă să fii asumat, ce înseamnă să faci lucruri în viață. Dar toate reușitele astea vin din pasiune, din creativitate. Și am zis, ei nu sunt aici. De-aia lipsește regele de bâte. Cum să vii la asemenea ființă care știe ce vrea, are încredere, e dispusă să-și cucerească. Are calul său interesant, regina aceasta are cal, e în mișcare. E liberă, dar nu libertină. Diferență. E interesant, în aceste de cărți, cavalerul nu are cal. Și e și invers. So, great empathy. Și aici. Energia aceasta feminină intră în energia masculină prin înțelepciunea pe care o are, prin spiritualitatea și cunoștințele și educația pe care le împărtășește cu ceilalți. Și am zis, inspiră, iar e uliul ăsta, Horus, te iubesc. Da? Și stau și se uită. Păi ce am făcut? Am stat la păhărelă, la aia? Ia uitați, asul de spade. Își dau seama. E o trezire, trăsnete și fulgere. Păi ce fac? Ia uite, unde e tronul meu? Măi, la ce cărți vin? Unde e tronul meu? Împărăteasa stă pe tron, are foc în mână și știe ce să facă cu focul, mă așteaptă eventually. Și eu ce fac? Vedeți ce cărți ciudate! Trebuie să învețe măcar controlul, măcar autocontrolul, să vadă lucrurile dintr-o perspectivă, să vadă, să înțeleagă că poate să fie, că orice bărbat și orice femeie poate să fie acolo, dacă se transformă. Ce își dorește? Își dorește această dragoste și această pasiune foarte mult.
Am zis, vedeți, ca și împărăteasa, aveți focul în mână. 6 de bâte. Clarificăm 6 de bâte. Am venit invers. Aici este. Mamă, magicianul, invers. Aici s-au păcălit ei. S-au avut, au avut un stil de viață nesănătos. Au dat bani în stânga și în dreapta. Și au folosit magia, energia într-un mod nesănătos, dezechilibrat. Probabil că magicianul, el cel care creează bani, 6 de monede, dar faptul că a venit invers nu a creat, a folosit alte tehnici de manipulare. Și aici este. Aici este. Nu știu despre cine vorbesc, dar... Regina de spade. Își dorește să fie. Își dorește să fie un personaj real. Nu o iluzie. Ce reușește să facă? 9 de cup. Oh, 9 de cupe. Am zis că merge de la 8 către 9. Asta e minunat. Învață să se iubească. Să-și găsească soarele în suflet. Nu în bogății, nu în jocuri, nu în minciuni. Magicianul invers, mai face câte o păcăleală, ceva. Aici este. Ce reușește totuși să facă? 9 de cupe. Să-și descopere, să zic, potențialul, să-l simtă că sunt cupe, să simtă. Și ce reușește să facă? Să spere. Că veți fi vreodată împreună. Să spere. Mai dăm o carte pe 9 de cupe, clarificăm. 9 de cupe. Valetul de monede, da. Valetul de monede începe să... Iar, eu stoi de studiu. Valetul de spade și de monede. Învață în această perioadă cum să devină varianta sa superioară, cum să se controleze, cum să manifeste, cum să atragă visul acesta. E un vis. Voi sunteți un vis pe care și-l doresc împlinit. Adică vor să fie cu voi. Vedeți? 9 și cu 1, 10. Iar voi sunteți 9 de cupe, voi sunteți 9 de monede și atunci vor și ei să fie. Regele de monede, regele de cupe, ca să se împlinească visul. Am văzut-o pe împărăteasă mai devreme. Trebuie să învețe și ei să stea în autoritate, să se conducă. Și primii pași în acest sens îl fac prin eliberarea de niște drumuri insuportabile, nesuferite, probabil de niște influențe negative, iar și regăsirea soarelui interior. Dar eventual sunteți voi alături într-o formă energetică, poate chiar și fizică, îi țineți de mână, îi susțineți. Dar și ei vor să fie alături de voi. Și dacă nu sunteți alături, am zis, fizic este acest sentiment că sunteți potriviți unul pentru celălalt și că probabil că voi vă rugați, da? Să le fie bine, să-și găsească calea, valetul de monede, ce intenționează. Probabil că va veni cu ceva, practic, o formă de exprimare practică a acestui vis, a acestor dorințe, într-o formă sau alta. Nu avem o carte. A, uite, asul de monede, ce să mai e? E aici. Și roata norocului, da, care vrea să schimbe. Vor să schimbe situația. Nu știu cum să investească în această relație. Vor să creeze ceva stabil. Vor să fie oameni stabili pentru voi. Interesant. Deocamdată, noi le dorim succes. Am vorbit acum despre o persoană foarte masculină.
Dacă simțiți că nu rezonați, încercați alt număr. Opa, și așez după... Numărul 3. Cei care ați ales aceste de cărți și aceștia sunt clarificatorii voștri. Parcă venise? Ia, da, uite, a venit, da. Unele cărți au prim... Așa. Scuzați-mă. Am amigdalită. Wow, ce cărți. Simt așa, când au venit cărțile, așa am simțit mesajul. Să le exprim. Ca din partea lor. Eram supărat. Eram extrem de rănit. Multă lume m-a rănit. Prietenii m-au trădat. Oamenii pe care i-am iubit m-au trădat. Și ai venit tu. Ai venit tu și te-ai uitat la mine cu atenție, cu apreciere. Și mi-ai vorbit. Și atunci am simțit că toți norii s-au îndepărtat și a apărut soarele în viața mea. Am simțit o fericire pe care n-am mai simțit-o niciodată. Așa am simțit, să vă transmit, când am văzut aceste cărți. Ideea este că acest personaj se trezește. Se trezește la o nouă realitate, la dorința de a fi fericit, de a fi în adevăr, după ce Marea Preoteasă. Voi probabil ați intuit că este ceva nereglă cu acest personaj. După ce 5 de spade s-a păcălit, a ascuns eventual o viață conflictuală, minciuni, cu confuzii, lună, cu așteptări. Sau, mai bine zis, după lungi așteptări a venit asul de cupe. Ia uitați, asul de cupe. A venit dragostea, pentru că dacă nici dragostea nu transformă, mă întreb, ce mai transformă? Ce mai transformă dacă dragostea nu transformă? Hai să vedem. Vieți. La capătul setului, nu la capătul setului de cărți, în setul acesta de cărți a venit 10 de cupe. Super, soarele, super fericire și 6 de bâte. Dorința, ia uite, și asul de bâte. Mare, mare pasiune, dorința de a fi stabil împreună și de a avea victorii împreună, eventual. De a renaște cu acest fluter. Numărul 3. O dată, de 2, de 3 ori și 3 ori. Lumea, un nou capitol. Probabil că o situație la distanță. Sunt niște situații, ia ce e la distanță. Peste hotare, unul, ia uite, niște chestiuni legale peste hotare, dar să sperăm că se rezolvă. Hai să vedem, tăiem. Ce simte? Ce gândește? Ce intenționează? Cum acționează? Acum, ce își dorește și de ce e frică și ce reușește să facă. Ce o să clarificăm? Judecata. Apropo de justiție și judecată, probabil sunt chestiuni care țin de tribunal. Chiar judecată. Dar, trecând peste asta, cu asul de spade și soarele și judecata, acest personaj renaște. Se transformă. Își dă seama că viața aia pe care a avut-o a fost o viață în umbră. N-a fost viață, a fost o existență. Dintr-un anumit punct de vedere. Renaște, aș spune, transformare emoțională, în primul rând. Emoțională. Că poate a dus-o bine. Dar e o transformare emoțională. Hai să vedem ce simte. Wow! Față de voi, împărăteasa! Dragoste, măi! Simte că sunteți cele mai frumoase, cei mai frumoși. Da? Dragoste!
Vă văd plin de abundență, de daruri, de binecuvântări. Vă văd maturi, vă văd stabili, vă văd creative. Wow, ce frumos! Asta simte. Ce gândește? Patru de cupe. Căi, ce să fac eu pe lângă? Ce să fac eu pe lângă asemenea ființă? Patru de cupe. Dar o să clarificăm. Deja v-a pus pe un piedestal. Poate că meritați. Dar. Și dacă ați merita. Voi știți, noi știm, că uneori, de acolo de unde cineva e mai sus, întinde o mână către celălalt ca să-l ridice. Trebuie să accepte astfel de cupe. Ce se gândește? Deocamdată încă e depresivă persoana. Când nu sunteți în preajmă, probabil, intră în depresii. Dar era înainte mai supărat, supărată din cauza unor probleme. Ce intenționează? Trei de cupe. Vedem cum acționează. Doi de monede. O să clarificăm ce își dorește. 10 de spade. Și ce frică de 3 de monede. Dragostea asta pe care o simte față de voi deocamdată pare insuficientă. Pentru că deocamdată este după o perioadă de mari trădări, de mari suferințe, posibil din partea prietenilor, probabil că ai experimentat triunghiuri amoroase sau eu știu ce alte decepții. Asta își dorește. În primul rând să renască. Să renască. Probabil că ați comunicat într-un fel. La un moment dat a fost o comunicare cu voi care a trezit. A trezit cavalerul de spadă. A scos pe cineva din confuzii. Ia uite, iar 9 de monede. Artistul, marele preot, împărăteasa, 9 de cupe. Personaj, ia uite. Personaj care se... Bărbat, femeie, nu contează. Care se iubește, care are credință, care oferă celorlalți din experiența sa, din educația sa, din cunoștințele sale, un personaj creativ, poate nu o să fi toți artiști. Dar sunteți creativi într-o formă sau alta și ați învățat să vă creați, cel mai important, pentru cei care citiți, da? Niște chestii, ați învățat să vă creați independența, să vă creați viața. Da? Și probabil că acest personaj era într-o confuzie totală. 4 de cupe, 7 de cupe și s-a întâmplat ceva neașteptat, ori o întâlnire, cavalerul de spade, ori o comunicare neașteptată din partea voastră, pentru că voi sunteți aici, da? Ia să vedeți cărțile mai bine. Și această comunicare a adus, să zic, o trezire. Într-o formă sau alta. Deocamdată, eu aș spune să le dați timp, dacă vreți. Că sunt tocmai aici. 4 de cupe și 10 de spade. Și atunci ce pretenții să avem? Și atunci voi, dacă sunteți iubire, sunteți bucurie, sunteți înțelepciune, aveți și compasiune și aveți și înțelegere. Deocamdată acest personaj se vindecă. Învață să discearnă, să selecteze emoțional ce îi face bine și ce nu îi face bine. Poate că a fost trădat la locul de muncă. Poate că a trăit triunghiuri amoroase, nu știu. Sau a petrecut prea mult cu prietenii și l-au furat de bani. Sau eu știu ce s-a întâmplat. Sunt multe situații. Multe situații. Dar ce intenționează? O să clarific, pentru că deocamdată fără clarificări e destul de greu de spus. Aș spune că își dorește. E 3 și cu 3, da, am înțeles acum, clar, sunt convinsă, 3 și cu 3. Dar vedem și la clarificări. Își dorește să fie alături de voi, să comunicați și împreună să creați o nouă cupă. Prietenie, dragoste, ce-o fi, ei simt dragoste față de voi. Deocamdată nu se simt meritoși.
Dar își doresc comunicarea cu voi, bucurie, momente frumoase, amintiri frumoase, aș spune. Cum acționează, deocamdată sunt dezechilibrați, cel puțin din punct de vedere financiar. Am văzut lumea, probabil că au, și justiția, probabil că au de călătorit peste hotare sau de încheiat un contract, chestiuni legale iar. Și atunci trebuie să jongleze între o problemă care trebuie rezolvată, nu poți să-i dai drumul la aceste monede nerezolvate. Că altfel se întoarce karma, nu? E o atitudine înțeleaptă. Până la urmă, o perioadă toți jonglăm între trecut și prezent până rezolvăm trecut. Dar nu neapărat în sensul că v-ar jongla într-un mod manipulator, nu. Pentru că sunt aici, trebuie să rezolve cu trecutul și cu alte probleme ca să se poată manifesta, să zic, fericirea. Și în primul și în primul rând, da, ce-și doresc cel mai mult? Să nu mai sufere. Au suferit foarte mult. Foarte mult. Și voi sunteți cei care îi scoateți din această moarte spirituală, mentală, emoțională, clinică. Clinică în sensul, da, metaforic, evident. Deci, el este teamă de 3 de monede. Eventual că nu se pot reconstrui financiar, dar o să vedem. Că nu știu cum ar putea, 3-3-3, cum ar putea să comunice constructiv cu voi, să se creeze ceva. Ce ați putea să colaborați, nu știu. E o teamă, nu știu. Și eventual, da. Dar probabil că o să treacă această stare. 3 de monede. Este teamă. Iar este o stare temporară, o să vedeți și la următoarele etalări. 3 de monede pentru mine implică multă credință. Probabil că le teamă că n-au suficientă credință să se implice practic în relație cu voi, deși simt multă bucurie, simt multă dragoste. În ce sens credință vedem? Hai să clarificăm. Ia uite, am oprit la astfel de bute. Atracție fizică este foarte mare. Clarificăm împărăteasa. Pentru numărul 3. Ce simte? Clarificăm împărăteasa. Luna. E un mister cum de pot să simt atâta dragoste. Probabil că nu sunt pregătiți. Dar cu luna, probabil că nici nu se exprime prea curând. A, una e să mai exprim bucurii, glumițe, chestii, dar nu se exprime. E un secret. Că vă văd atât de speciali. Că v-au pus, e secretul lor, că v-au pus pe un piedestal deja. Că le luminați nopțile și întunericul în care stau și suferința, le alina suferința. Probabil că încă nu vor să spună. Dar simt că e luna, simt mai ales noaptea, simt dragoste, mami. Dragoste, iau, drăgostiții. 9 de monede, sunteți independente. Versus 9 și 10 de spade, ei îngrijorați. Iau, împăratul, interesant. Împărăteasa și împăratul. Probabil că intuiesc că e ceva foarte special între voi, foarte puternic, dar ei sunt într-o fază foarte, foarte neplăcută a vieții lor. Și spun cuvântul acesta, probabil e puțin spus neplăcut. Dramatic. Clarificăm 4 de cupe. Ce gândesc? 4. Nu prea pot să gândească. Mama, regina de spade. Deocamdată
Sunt depresiv, clar. Nu au, nu, deocamdată n-au logică. N-au prea multă logică. Eventual sunt foarte supărați din cauza unei relații karmice cu un personaj posibil feminin, că e regină, care vorbește urât, care îi pune la pământ, care îi de... Da, ah, mersi de channeling. Ah, da. Sunt influențați, încă sunt sub influența acelui personaj. Care, măi, tu nu ești în stare de nimic, tu nu ești, la, știți voi. Taca, 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 oble, iată, blocați. Sunt blocați mental deocamdată. Dar ce-mi place la această carte, se transformă. Se transformă. Nu știm când. Vedem. Ce intenționează? Trei de cupe. Trei de cupe, nu știu ce mi-aduceam de botez. De cele trei grații. Da. Așa, am zis-o. Ce intenționează? Puterea și patul de spade. Intenționează să se vindece. Eremitul, varianta mică. Să se vindece. Să-și găsească logica. Să-și găsească viziunea al treilea ochi. Să-și deschide al treilea ochi. Să intenționează să spere. Intenționează să fie puternici. Dar interesant, aici puterea are numărul cât are? Numărul 11. Să se vindece de oamenii egoiști care au încercat să-i domine, mai ales prin puterea cuvântului, da, cuvânt negativ, manifestat negativ, să-și regăsească puterea. Pentru că sunt la... Mă, mi-e miluță de ei, mă, vine să plâng, mi-e miluță. Dacă nu recunoașteți povestea, căutați al număr. Dar acești oameni chiar au niște... Au trăit niște relații foarte neplăcute. Foarte neplăcute. Ce intenționează? Poate că în această transformare vor să vină la un moment dat înspre voi să fie mari romantici. Da? Să vă bucurați împreună, să vină să vă aducă flori. Dar transformarea viziunii pe care au față de ei, față de voi doi, față de viață în general, mielușor. Miel. Mieluț. Ce intenționează? Să descopere... Nu știu dacă intenționează să-și descopere credința, dar în primul rând să-și pună în ordine gândurile și probabil în momentul în care își vor pune în ordine gândurile și vor vedea că sunt puternici și că pot să manifeste lucruri frumoase și se vor elibera 10 de spade de această regină de spade care efectiv i-a pus la pământ. O energie feminină foarte negativă. Foarte negativă. Orice zodie ar fi. Un personaj care vorbește urât, atacă, pune vină, învinovățește pe toți, inclusiv pe acest personaj. Și știți că, vă avertizez că tot a venit subiectul, aveți grijă, oamenii care învinovățesc pe alții, îi îmbolnăvesc. Aveți grijă. Încercăm, că poate, uneori mai avem tendința, că din cauza ta nu, încercăm să evităm aceste tendințe, care probabil sunt preluate din familie, din, eu știu, oamenii din jur. Încercăm cu toată puterea noastră să nu învinovățim pe cei din jur. Da. Ia uite, 10 de băte. Mamă, efectiv. Asta e. Sunt într-un întuneric care le-a consumat energia, dar voi sunteți lumina în întuneric. Aici e noapte, da? Intuiția le spune că voi sunteți iubirea lor adevărată, marea lor iubire. Uf, voi sunteți marea lor iubire. Dacă sunteți doamne, păi cred că sunteți într-o... Mă mire că nu apare steaua. Vedem dacă apare steaua. Sunteți într-o poziție... Aș spune unică. În sufletul lor. Cum acționează? Clarificăm cum acționează. Nu astea spre anumite. Cum acționează? Cum acționează? Clarificăm. 10 de monede. Interesant. 3 de cupe, iar apare 3 de cupe și 10 de spade și regele de cupe.
și 10 de cupe. Și lumea. Deci unde a făcut niște drumuri? Peste hotare, iar apare lumea cu drumurile, cu muntele. E un munte de trecut, dar peste hotare, acolo sunt niște probleme. Care țin de colaborări, de muncă, de justiție, că am văzut justiția mai devreme. Dar, dincolo de aceste lucruri, e aici fericirea, 10 de cupe cu voi. Care comunicați în adevăr. Care comunicați cu dragoste, care vindecați prin felul în care comunicați. Sinceritatea voastră vindecă și aduce dragoste. Ia uite, 3 de cupe. Bucurie după atâtea dureri, iar 10 de spade. N-au văzut în viața lor așa ceva. Acum își dau seama, cu judecata. Acum discern între ce au trăit până acum. Problema e că o consideră la un moment dat că e normal. Sunt unii oameni care consideră că e normal să vorbești cu urât cu ei. În fine, mai dăm o carte pe 10 de monede. Cum acționează? Deocamdată acțiunile se concentrează pe aspecte financiare. Restabilizare financiară. Și 8 de bâte și 5 de spade. Aș spune că au de lăsat, într-adevăr, iar drumuri, 8 de bâte înseamnă drumuri peste hotare, sau drumuri, dar înseamnă foarte mult, înseamnă și comunicare. Comunicare cu voi, pentru că intenționează să comunice, 3 avem, da? Intenționează să comunice cu voi, pentru că voi, am explicat, nu mai explic ce efect aveți. Dar pentru că apar două monede, iar e o chestiune de alegeri. Trebuie să rezolve o situație foarte conflictuală, mental. Da? Oamenii aceștia care i-au influențat negativ, pentru mine 5 de spade înseamnă influențe negative. Bârfe, trâncăne la cap. Da? Și acest nou proiect, aș spune cu voi, un nou proiect. În care voi puteți să aveți un succes. Nu știu dacă familie, că am văzut și un împărat în devenire, la un moment dat. Dar măcar să aveți, aici le e teamă, că nu știu dacă veți colabora, dacă cum ar putea să vină să creeze ceva de durată, ceva de succes cu voi. Și totuși, probabil, e un trăsnet. În această comunicare, în această călătorie, în această creștere și transformare, ceva în august se va produce, un șoc. Probabil că vor găsi ideea cum să ajungă la 10 de monede, cum să ajungă la stabilitate financiară și la valori comune împreună cu voi. Pentru că împărăteasa înseamnă mamă, înseamnă soție, înseamnă, eu știu, probabil că și-ar dori să se căsătorească cu voi, dar, iar e cale lungă până acolo, dar, măcar o colaborare, ceva, o prietenie, ceva care să mențină relația în continuă creștere. Și să puteți vedea că există respect, dorința de a se implica, dar deocamdată, cum acționează. Ia, trebuie să-și cântărească și sursele și energiile între niște situații conflictuale, am văzut-o aici. Deci aceste gânduri negative sunt din cauza celelalte persoane. Voi sunteți în sufletul lor. Energie feminină divină. Ia uite, faetonul, da, iar drumuri. Dar sunt determinați, există totuși o determinare subtilă sau mai puțin subtilă, variază de la un om, de a merge înspre victorie. Cu voi, evident. Clarificăm 10 de spade. 10 de spade. Ia uite, regina de cupe, mai asta își doresc, mai.
Luna, probabil că aveți aspecte. Unii dintre voi aveți aspecte. Nu neapărat soare. Ascendent, planetă, lună, Venus. În Taur, balanță, pești, rac, scorpion, luna. Și iar apare luna. Vor eventual să termine cu acest personaj marcaș puternic în semn de aer. Și chiar dacă voi sunteți în semn de aer, să zic, e altcineva cu un marcaj în semn de aer, dar varianta negativă. Da? Nu înseamnă că semnele de aer sunt toate negative. Nu, e un personaj cu un marcaj puternic în semn de aer, dar varianta negativă. Poate să fie chiar a lor. Poate să fie chiar a lor. Dar eu cred că mai e un personaj, totuși, e regina, da? Și aici asta își doresc. Regina de cupe. Dragostea aceasta adevărată. Voi. Voi, mama răniților. Își doresc să fie lângă voi. Pentru că voi îi vindecați. Nimeni altcineva. Speră. Cu 3 de bâte. Speră și vor să se lupte cu 5 de bâte. Pentru că, pe de o parte, îi vindecați, le dați stabilitate, le schimbați viața și iau-te iar împărăteasa. Și se simt și foarte atrași de voi. Am zis, sunteți all inclusive. Împărăteasa. Dacă la un moment dat v-au văzut persoane drăguțe, seducătoare, până să se creeze, eu știu cât e de profundă legătura sau de la început legătura dintre voi, acum vă văd mult mai special. Trei de monede, clarificăm. De ce e teamă de trei de monede? Șapte de bâte. Zece de spade. Zece de spade. Aici le este teamă că nu sunt în stare, că nu vor trece peste această mare trădare. E o mare trădare pe care au trăit-o. Poate că au meritat-o, poate că n-au meritat-o, nu știm. Dar trăiesc. Zece de spade, zece de spade și a tot apărut. O mare trădare, moarte. Dar apare renașterea. Voi sunteți calea. Adevărul și viața. Soarele. Nu știu dacă va veni soarele pe... Cum să zic, în... Cum să explic? Nu știu dacă vor renaște, pentru că ei se văd deocamdată acolo jos. Voi sunteți soarele, sunteți dragostea, sunteți tot ce și-au dorit. Dar aș spune că e neîncredere, lipsa credinței, da? N-au credință. Când e jos, știți cum e, nu stăm să judecăm de ce nu au credință, dar ia uite judecata și totuși. Nu știu dacă vor, nu știu. Uneori cred, altor nu cred, uneori cred, altor nu cred. Îți doresc dragoste, uneori, nu știu. Mai dăm pe lună o carte. Trebuie să învețe să pun niște granițe personale și să accepte durerea, să accepte transformarea. Ia uite, faeton. În secret vor să aibă victorie cu voi. Vor să vă cucerească. Iulie. Acum, în această perioadă. Poate că a avut și vreun vis ceva. Dar, pentru că luna înseamnă și frici, interesant. Poate că le este și frică că o să-i părăsiți, da? Oh, da. Ia uite, diavol, este frică. Pentru că au niște chestiuni de rezolvat în justiție. Iar la distanță cu stea. Ce reușește să facă? Ah, ce frumos! Bravo, măi! Vor risca. Vor risca, totuși. Vor îndrăzni. Mary Poppins, mi-aduc aminte, când îl văd pe acesta cu umbrela. Pentru că sunt îndrăgostiți. Mai mult decât îndrăgostiți. Că voi sunteți
soare și în momentele de frică și în momentele de curaj. Ce interesant. Vor risca. O vor lua de la zero. Hai să vedem cum. Clarificăm. 6 de monede. Vor să ofere servicii, să vă fie de folos într-un fel sau altul. Ia uite, roata norocului și împărăteasă. Și 8 de monede. Da, vor să muncească. Vor să... A zis. Vor să vă ajungă din urmă. Așa se mai dăm o carte pe 6 de monede. 6 de monede înseamnă reciprocitate, dar totuși aceasta se manifestă în funcție și de situație. Totuși e un nebun, e un împărat. Da. Mai dăm o carte pe 6 de monede. Judecata până la urmă renasc. Șase de monede. Iar apare luna. Nouă de vute. Nu știu exact sub ce formă se va manifesta această reciprocitate, pentru că variază de la om la om. Și am senzația că voi veniți cu foarte mult. În acest moment. Sunteți împărăteasă. Bărbați, femei, nu contează. Și sunteți persoane care vindecă, care aduc bucurie, aduc stabilitate. Deci nu știu cum se va manifesta această reciprocitate. Dar ar spune că vor să riște. Și pentru că e 6, casa 6 a Fecioarei, adică nu vorbim de zodia Fecioare, vorbim de casă, a lucrurilor de zi cu zi, probabil că vor să facă gesturi mici și consistente, cu 9 de bâte în care să arate că sunt dispuși să stea pe poziții. Și asta ar fi manifestarea transformărilor. Sunt dispuși să stea în picioare, să nu mai stea la pământ, și stau în picioare pentru voi. Cu alte cuvinte, ca atunci când ți-e rău, dar te ridici, riști și te ridici. Stai în picioare. Ce n-a de cărți? Da, așa aș spune că șase de monede judecată. Încă este neclar ce este acest 6 de monede. Încă neclar. Probabil că și lor, dar eu cam așa aș înțelege. Uite, îndrăgostiți. Ok, am înțeles că ești îndrăgostit, dar mai dăm altceva. Mai dăm o carte pe nebun. Te rog frumos. Clarifică nebun. Regina de cupe, măi. Ia uite, aici sunteți. Asta sunteți voi și asta vor să ofere. Am înțeles. Apropo de reciprocitate, voi le oferiți emoții, dragoste, asta vor încerca, să ofere dragoste. Și ce se rezolvă între timp, la alte capitole, partea a doua, dar să nu lase neîmpărtășită iubirea pe care o oferiți voi în jur. Ia uite, îndrăgostiți iar, mai, da?
Iar șase, da? Echilibru emoțional. Probabil flăcări gemene. Dar în aceste flăcări gemene, unul este într-o poziție foarte, foarte neplăcută, dureroasă. Și are foarte multe lucruri de făcut, da. Asta e regina de cupe. Cu alte cuvinte, dacă voi le oferiți dragoste, vă o să ofere și ei dragoste. Dacă voi îmbrățișați, și ei vă îmbrățișează. Dacă voi sărutați, și ei vă sărută. Și uite, așa se manifestă stabilitatea asta pe care își doresc să o... să o creeze cu voi sau să o trăiască. E o anumită formă. Nu știu dacă se va manifesta și prin daruri cu șase de monede, dar deocamdată eu așa văd reciprocitatea prin gesturi emoționale, prin tandrețuri, prin, eu știu, ia uite, strângeri de mână, apare turnul. Și regele și regina de bâte, de aici este explozia, aici este trezirea. Sunteți amândoi atât de pasionali, amândoi atât de emoționali, amândoi iubitori și totuși acest personaj trăiește niște situații foarte neplăcute de care va trebui să se elibereze. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine. Ceau, ceau!